Marcel Ciolacu, președintele PSD România, atacă dur situația actuală în care țara noastră se află și aduce critici partidului condus de către Dacian Cioloș, după ce a propus-o la sănătate tocmai pe Mihăilă, cea care a recunoscut eșecul său major în a pregăti spitalele pentru valul 4 al pandemiei. O săptămână pierdută unde au fost 2000 de morți. Asta înseamnă ambiția lui Cioloș de a propune o ciornă de guvern cu șanse zero să treacă prin Parlament. Marcel Ciolacu, președintele PSD România, a adăugat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care relatează nemulțumirea față de partidele din actuala guvernare. Când sute de români mor zilnic, iar tu te agăți de negocieri politice fără sens, asta arată o lipsă cumplită de empatie față de drama mii de familii. Când matematica arată că schița ta de cabinet fantomă va strânge cele mai multe voturi contra din istoria Parlamentului. Să insiști bezmetic în a prelungi criza politică în plin dezastru sanitar înseamnă, la final, irresponsabilitate. Alianțele politice se fac și se desfac, economia se poate repara, dar viețile pierdute nu le mai poate aduce nimeni înapoi.